Bogdan de la Ploiești a făcut avansuri Emei Carter. Cu ce pretext a încercat artistul să o abordeze? Cum i-a răspuns blondina? Emma Carter este o femeie frumoasă, dar mai presus de toate, asumată. Blondina și-a croit un nume în industria filmelor pentru adulți, de unde câștigă sume impresionante nici Bogdan de la Ploiești nu este mai prejos. Artistul a reușit, prin munca sa, să devină unul dintre cele mai sonore nume în lumea manelelor. Bogdan de la Ploiești a făcut avansuri mei Carter. Cum i-a răspuns blondina? În luna augusta acestui an, Bogdan de la Ploiești a abordat-o pe Emma Carter pe rețelele de socializare, sub pretextul filmării unui videoclip. Nimic neobișnuit până aici. După ce blondina și-a arătat interesul de a participa, manelistul a întins cuarda, mai exact, a invitat-o pe aceasta în oraș pentru a discuta mai multe detalii. În luna august mi-a scris Bogdan de la Ploiești. M-a întrebat dacă sunt plecat în America, se pare că era la curent cu activitatea mea. I-am răspuns, mi-a spus că sunt mare haz. Mi-a spus că are o idee de videoclip foarte tare, m-a întrebat dacă sunt interesată i-am spus că sunt și l-am rugat să-mi dea mai multe detalii. Mi-a spus că ar fi mai bine să ne vedem pentru a-mi explica. Eu fiind foarte directă, i-am spus că nu văd sensul acestei întâlniri, îmi poate explica prin mesaj care este ideea videoclipului. Nu mi s-a părut profi partea acesta cu, să ne vedem să-ți explic. Poate am interpretat eu greșit, dar așa am simțit eu sunt o persoană sociabilă. Dacă îmi scrie cineva să mă întrebe de apariții în clipuri de muzică, vloguri, podcasturi, răspund și spun dacă vreau sau nu să particip, evident dacă sunt abordată profi, a declarat Emma Carter pentru Spineus Ro. Am fost curioși să aflăm dacă Emma Carter i-ar fi dat o șansă lui Bogdan de la Ploiești, evident, dacă acesta nu ar fi fost într-o relație. Ei bine, blondina ne-a spus că îi plac melodiile manelisului, însă nu îl place ca bărbat, nu este genul ei. Mai mult, este revoltată și nu înțelege de ce bărbații care au iubite, caută și în altă parte. Îmi plac melodiile lui Bogdan, dar ca bărbat nu îmi place, nu este genul meu. În plus, are o iubită superbă. Îmi place super mult de Cristina. Sunt puțin revoltată pe bărbații aceștia. Dacă ai femeie frumoasă acasă, ce cauți în alte părți? Ce nu le ajunge? Nu înțeleg. Mi s-a părut un avans când a spus să ne vedem să-mi explice. Asta se poate face prin telefon super simplu, a mai declarat Miruna Milu. După cum spune și actrița, partea amuzantă abia acum vine. În urmă cu aproximativ un an, Bogdan de la Ploiești a lăsat un comentariu răutăcios blondinei pe una dintre rețelele de socializare. Însă acum pare că și-a schimbat opinia și o apreciază pe aceasta. Ce mi se pare amuzant este faptul că acum mi-a scris că sunt mare haz, iar anul trecut mi-a dat un comentariu pe TikTok în care a zis ceva de genul, normal că nu vă mai plac bărbații, pentru că sunteți plictisite de vă.